balanțul de aici, l-au dus acolo, au... Am ales ce-a fost, uitați, am fost, am ales ce-a fost, uitați, ce-a fost, balanțul, pământ și ăsta. Da, aici ai proprietate privată, trebuie. Da, proprietate privată, da. Am vorbit cu omul care numai gunoi aici, era, și-am zis... Avem filmări, domnule, avem filmări. Tot, și gropile, și tot, tot, tot. Azi e cu doar când au acoperit, când acoperea, dar sunt din ieri, de la alt ieri, din zilele trecute. Deci aici era, și am vorbit cu proprietarul, eu posie de aici, și am luat, am ales cu fumbă. Da, domnul, dar să fac niște autorizații, să fac ceva? Păi, o fost că doar n-am luat, fost, aici fost. Era gaur, dracu, înțeles, am luat de aici, așa. Da, n-auzi că am filmări cu un socăraș și gropi și tot. Da, șefu, dar când le-au adus ăștia aici... Stăm de zile întregi aici. Că dacă nu eram noi să împredic cu noi aici, dacă nu le-au adus... Că doar țiganii o grămadă am chemat și dracu. Vine că îi acoperi lumea ta și bagi în pânza freatică. Nu-i acopuri, unii dracu să-i acopuri. Vine că bagi acolo. Păi nu, că-i așteptăm. Că doar tot la fel, vin noaptea și masculează, ci... Iar acolo stă acolo în curbă. Fără știri, așa e mai greu să vină noaptea să masculează. Dar nu vin doar... Cineva tot trebuie să știe. Adică eu dacă am o proprietate, nu se păzește un proiect. Nu păzește, nu păzește nimic. Dacă nu-mi grădezi, dacă văd în pit la poliții de atâtea ori. Ei le-au lăsat așa, au venit cei de la mediu și le-au lăsat așa. Dar au venit, dar ieși să știi, și întrebați pe inspector, pe Ciobanu, ieși de viitor. Bun, și cu acordul inspectorului Ciobanu, nu cu acord. Nu, nu, n-am acoperit doar. Eu am, cules de pisc. Păi, acoperite acolo, că sunt filmări care... Dar eu nu știu cine a acoperit aici. Eu ce am făcut noi acum, am chemat și am luat pământ de pe deasupra de asta și îmi fundam omul gaura asta de cu noi ăștia, gunoaie. Eu acum doar nu pot spune, eu aici am luat și am luat așa, doar nu? Acum doar acum spui câmpuri, spui la jumatea, câmpuri, nu spun, eu am luat. Dar nu, că era ceva să mă ascuns sau ceva, eu am vorbit, pot să mă duc eu și eu de acolo, dar spus, da, bă, duc și ei. Dar nu mi-a zis omul, să-i îngrop cu noi, să-i fac ce-a... Câteva zile am observat din stradă că se lucrează aici și noi urmărim, cei de la ANCVP urmărim chestiile astea. Și am venit, am văzut ce se face, ce fac domnii pe aici și am mai stat vreo câteva zile să fac poze, filmări, să mă documentez și după aia v-am sunat. Am sunat să veniți, am anunțat. Dar vedem ce mai exact făceau aici? Au scos balastru, l-au dus, l-au depozitat acolo în curte la ei și după aia au început să pună în groapa respectivă deșeurile de aici. Deșeuri de construcții, mase plastice, eu știu ce prostii. Chiar și asbest am fotografii cu tot ce era pe aici. Dar mai devreme, parcă doar mi spuneau că nu au eliberat autorizație. Dar nu au nicio autorizație, nu au absolut nimic, nu cred că au așa ceva. Ce autorizație? Plus că poluează pânza freatică, adică era foarte adâncă cu groapa respectivă. Avea 8-9 metri adâncime și când am fotografiat și am filmat eu, avea cam 10 metri lungime pe 8 lățime. S-au cărat mașini întregi de balastru, s-au cărat.